Bine v-am regăsit! Ați auzit de multe ori, bănuiesc, ca și mine, un truism, că islamul este o religie rămasă în secolul XIV și din cauza aceasta nu se poate integra în societatea modernă. Dar ce s-a întâmplat în secolul XIV? În secolul XIV, Petrarca, Francesco Petrarca, un călugăr, a început să scrie o serie de biografii ale unor eroi greci și romani. Eroul lui în principal este Scipio Africanul, alt erou este Cicero, apoi Scipio Emilius Africanus, fiul lui Scipio Africanul, niște oameni care s-au deosebit prin virtuți civice și printr-o anumită etică socială foarte puternică. Ce este revoluționar la Petrarca e faptul că este primul autor creștin, de la Augustin încoace, care nu scrie viețile sfinților. Toate biografiile scrise în lumea creștină în Evul Mediu au fost vieți ale sfinților și au fost preocupați de sfinți din Vechiul Testament, din Noul Testament, sfinți din perioada medievală, timpurie, însă nu au fost preocupați de biografiile păgânilor. Și această mutație care are loc cu Petrarca și care a dat naștere la umanismul european are la bază un principiu pe care Petrarca l-a considerat secretul său, a și scris o carte cu confesiuni, secretul său, în care își imaginează un dialog cu Augustin. Și anume că secretul Petrarca este că a avut o fascinație, mai ales față de eroii Romei, care l-au atras mai mult decât sfinții. Și Petrarca a pus bazele umanismului atunci când a luat omul virtuos, omul civic, omul moral, omul puternic, inteligent, omul care e de folos celorlalți, și l-a făcut obiectul studiului său, în loc să ia sfântul și să facă din el obiectul studiului său. Islamul n-a avut această revoluție. Islamul a avut, se spune, o renaștere, dar renașterea islamică, care a fost de scurtă durată și a fost asfixiată chiar de islam. De fapt, a fost renașterea arabă, nu islamică. A avut loc înainte renașterea europene, pentru că islamicii în Orient au avut acces la scrierile grecilor, însă n-a fost o renaștere umanistă. Islamicii nu au descoperit umanismul. Și în cultura creștină s-au produs apoi niște mutații, au loc renașterea, au loc victoria secularismului, au loc iluminismul, mă rog, s-a creat societatea modernă. Asta este istorie și o cunoaștem. Dar ce vreau să spun este că în creștinism s-a dezvoltat un puternic curent antiumanist. Și acest curent antiumanist n-a fost atât de mult o întoarcere la Sfințirea medievală. Sfințirea medievală, să zic, de la Augustin la Arsene Boca, dacă se iau așa două repere, este bazată în mare măsură pe filozofia neoplatonistă, pe ideea că idealul și substanța nu se găsește în lumea trecătoare, ci undeva în lumea spiritului, și că apare cineva care aspiră la sfințenie, va încerca să se spiritualizeze cât mai mult și să desprindă de lucrurile trecătoare, lucrurile lumești și așa mai departe. Însă în neoprotestantism s-a dezvoltat un concept de sfințire care este o întoarcere la iudaism și implicit o apropiere de islam. Și acest concept de sfințire s-a dezvoltat ca o reacție la protestantismul istoric, care nu pune destul accent pe sfințire, ci mai mult pe îndreptățire. Aceasta este o istorie, nu vreau să insist asupra acestui fapt. Mă refer la faptul că în lumea modernă, islamul nu este singurul care nu a intrat în secolul XIV. Nici neoprotestanții nu au intrat în secolul XIV. Și aș vrea să arăt că există o contradicție între conceptul de sfințire neoprotestant, care, spre deosebire de conceptul medieval de sfințire, nu e bazat pe metafizică, ci este bazat pe Vechiul Testament. Deci, ca la fel ca iudaismul și islamul. Deci este bazat pe împlinirea unor porunci din Vechiul Testament
și din Noul Testament, dar e aceeași latină de poruncă care vine direct la Dumnezeu și te sfințesc ca să o împlinești. Și aș vrea să plec de la un exemplu din Leviticul. Și acest exemplu din Leviticul ne va ajuta să înțelegem un fenomen din sfințenia neoprotestantă care pe mulți îi derutează. Hai întâi să vorbesc, să vedem despre ce fenomen este vorba. Cam în fiecare lună, dacă nu de două ori pe lună, într-o biserică din America are loc un eveniment scandalos. E vorba de obicei de un pastor de tineret care molestează minori, băieți sau fete. Aici se pare că homosexualitatea nu este în niciun caz apanajul secularismului. Secularismul susține drepturi pentru homosexual, dar în același timp îi obligă să se supără la aceleași condiții morale sau sociale ca și, ca și heterosexuale. Între sfinți, homosexualitatea are un caracter mai confuz. Este păcatul care vine și te atacă și lupta cu păcatul, dar de obicei sfântul are problemele lui. Însă nu e vorba numai de relații, de incidente homosexuale, ci și de altele heterosexuale, în care fie că sunt abuzate fete minore, fie că apare un altceva, fie că un pastor sau un conducător religios profită de o femeie slabă, de înger, de obicei singură, și atunci este un scandal chiar dacă nu este o crimă. Putem compara cu ce se întâmplă în islam, în care există sclavia sexuală a femeii, și nu numai ISIS face acest lucru, ci țări care sunt în ordine, să zic, în comunitatea internațională. În iudaism, iarăși, de multe ori apar asemenea scandaluri în care iudei ortodoxi devin rabini, în iudaism ortodox devin predatori sexuali. Dar, așa cum mă interesează aceste influențe neoprotestantism, pentru că gromitorul comun în islam, în iudaism și neoprotestantism, este un anumit concept vechi testamentar despre sfințire. Și ce constă acest concept? Practic, neoprotestanții recunosc că legile ceremoniale nu mai sunt valabile. Și ei recunosc de asemenea că legile civile în societatea deocată nu mai se aplică astăzi. Însă ei consideră că totuși legile care au fost date, toate legile care au fost date în Vechiul Testament, cumva sunt perfecte. În sensul că sunt ceea ce ar trebui să fie adevărata etică naturală, drumul spre sfințire. Și conceptul de bine este bazat strict pe voința lui Dumnezeu. Ceea ce poruncește Dumnezeu trebuie făcut. Ceea ce încalcă voința lui Dumnezeu este păcatul. Omul nu face binele fiindcă este bine, ci fiindcă așa poruncește Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, toate păcatele sunt egale, că toate sunt călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Singurul lucru care face ca ceva să fie rău este că Dumnezeu îl interzice. Singurul lucru care face ca ceva să fie bun este că Dumnezeu îl poruncește. Și atunci nu există o valoare morală intrinsecă care este căutată în facerea binelui, sau un rău intrinsec care este identificat în evitarea răului. Când, să zic, un creștin conservator spune că femeia nu trebuie să poartă pantalon sau nu trebuie să machieze sau să nu poartă bijuterii, el nu justifică că ar fi ceva rău intrinsec în purtarea de pantalon la femeie sau în faptul că își taie părul sau are breton sau se machiază, ci în faptul că cumva ofensează voința lui Dumnezeu. Nu așa îi place lui Dumnezeu. Și asta se aplică la toate celelalte aspecte ale vieții, indiferent că e mâncare, băutură, haine. Ideea este să faci ce-i place lui Dumnezeu, nu să faci ceea ce este bine. Și aș vrea să dau un exemplu aici. Lucrul care m-a derutat totdeauna este cum se face că de multe ori când apare un sfânt care este și un predator sexual. Mă gândesc acum la două exemple. Unul este Samuel Pipin. Nu pot să-i pronunț numele de mijloc. De la început am avut resentimente față de acest om, care a avut o notorietate foarte mare și a avut foarte mulți urmași în biserică. Și urmașii săi se numeau vulturași, fiindcă el se numea pe sine vulturul. Omul avea o părere foarte bună despre sine. El era vulturul, ceilalți erau vulturașii lui. Și el a văzut ca un reformator îndrăznesc, care spune lucruri pe nume. Acest Pipin, probabil că unii cunosc teologia, are o teologie foarte literalistă, foarte verbalistă,
Biblia este inspirată verbal și principalul carte Receiving the Word. Vrea să spună, Biblia trebuie luată așa cum este. Și aici cred că cei mai mulți creștini vor fi de acord. Deși mulți dintre ei nu au voința sau n-au puterea să ia Biblia exact așa cum este. Există câțiva sfinți pe care îi cunosc, care iau totul așa cum este în Biblie și Biblia ca manual de sfințire. Acești oameni sunt preocupați de sfințirea lor, bineînțeles, nu de binele aproape lui. Dar aceștia sunt admirați, cam de adevărații sfinți, și Pipim era unul dintre ei. Pipim s-a dovedit a fi un violator în serie și un predator sexual în serie. Deci omul care a profitat de femei slabe, de îngeri. Și pentru că cele mai multe crime de acest fel le-a făcut în Africa, n-a fost niciodată judecat, mă rog, dacă le făcea în America, probabil că era acum în pușcărie. Dar cert este că când s-a aflat a fost exclus și foarte repede Pipim s-a prezentat în fața lumii ca unul care s-a păcăit, a căzut. Da? A avut o credere că și David a căzut, orice om cade, și a vrut să-și reîncepe lucrarea, să fie botezat, și reîncepe lucrarea. În ziua botezului a apărut încă o victimă a lui și ca tare botezul nu s-a făcut, deși el avea tot sprijinul conferinței și al conducerii bisericii și era foarte popular. Și a fost o indignare foarte puternică între urmașii săi. De ce nu se acceptă harul în cazul lui? De ce nu este iertat? De ce nu este lăsat să-și înceapă lucrarea, fiindcă a avut o cădere? Mă rog, au fost mai multe, dar ce contează? Aici este o concepție interesantă despre cădere, în sensul că păcatele sunt definite ca călcarea voinței lui Dumnezeu și dacă unul cade într-un păcat sexual, să zic, a profitat de o femeie sau a violat-o sau de un minor sau de o minoră și altul, să zic, mănâncă între mese, ceea ce nu-i bine, sau nu-i destul de spiritual, nu citește Biblia destul de mult, nu se roagă destul de mult, ascultă muzică cum nu trebuie. Deci cele două sunt egale, cam două sunt călcarea voinței lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, bietul om a făcut și el câteva păcate în viața lui, adică a violat câteva femei. Dar eu fac în fiecare zi mai multe păcate decât Pipim, că el a fost un sfânt altfel. Da? Însă ce mi se pare interesant este că acești urmași ai săi, care au fost foarte indignați că Pipim n-a fost rebotezat, nu i s-a permis să-și reînceapă activitatea, el și-a început de altfel, da? Dar n-a fost, nu i s-a dat mâna dreaptă a bisericii din toată inima, biserica a dat mâna dreaptă, dar trebuie să-și o retragă, fiindcă erau implicați în toată această afacere a sfințirii. E bine, acești oameni care au fost foarte indignați, adică de ce nu există iertare, de ce nu există har pentru cădere, ca și Pipim sunt foarte intoleranți față de toți creștinii care nu gândesc exact ca ei. E că erau aceste concepții absurde, literaliste despre Biblie și despre trăirea după Biblie și despre interpretare teologică, care e împotriva bunului simț și împotriva logicii, dar este exact litera Bibliei. Al doilea exemplu, nu vreau să dau nume, este în cazul România, cineva care cunoștea Biblia pe din afară și a dedicat toată viața pentru educația muzicală a tineretului și educația biblică a tineretului, care s-a dovedit că a molestat la viața lui câteva sute de fetițe. Și așa a fost aceeași indignare, de ce vorbesc aceste fetițe, de ce nu este omul iertat și de ce nu se trece peste asta, nu este uitat, nu merge mai departe, că omul Dumnezeu are voie să cadă, că și David a căzut. Dar iarăși aceiași urmași, mă rog, sau simpatizați, ai acestui sfânt. Era un sfânt, într-adevăr, recunosc că era sfânt, ca și pe timp era un sfânt. Mie nu-mi plac sfinții, dar când văd un sfânt, știu că este sfânt și știu ce înseamnă să fii sfânt. Acești sfinți, admiratorii acestor sfinți, erau foarte intoleranți față de cei care se abad la aceste principii ale sfințeniei. Așa că unii s-au pucat să spună că oameni nu sunt sinceri, că sunt niște perverși, dar eu cred că problema ține de natura sfințeniei. Ce este sfințenia? Și mă refer acum la un anumit mod de sfințenie. Sfințenia care o găsești în islam, în iudaism ortodox, în neoprotestantism și care constă în trăirea după anumite reguli date de Dumnezeu, tipurile, prin care omul se desparte de lume. Și aș vrea să explic fenomenul mergând la un text din Leviticul. Și de ce iau acest text? Este vorba despre Leviticul capitolul 19 și textul în special este versul 20. Dar vreau să încep cu începutul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește întregi adunări a copiilor lui Israel și spune-le, fiți sfinți că eu sunt sfânt, eu, Domnul Dumnezeul vostru. Aici suntem la sfințire. Și urmează mai multe porunci, da? Deci sunt mai multe porunci și multe din aceste porunci sunt bune.
Adică vreau să spun că sunt porunci, de exemplu, să nu vorbești de rău un surd, sau să nu pui o piardă pe lângă în fața unui orb. Să este definit aproapele ca fiind parte din poporul tău și trebuie să fii cinstit față de aproapele tău, adică față de alt evreu, să nu înșeli la judecată, să fii cinstit. Este o caracteristică atât a iudaismului, cât și a islamului, care niște legi pentru dreptate foarte intransigente. De asemenea, cred că există un imperativ etic real între creștinii conservatori cu de bază biblică, vechi testamentară. Nu contest acest lucru. Dar întrebarea este ce este sfințenia. Pentru că dreptate și respectul față de părinți și a spune adevărul se găsește la păgâni. De exemplu, aici una dintre poruncile care sunt date poporului ca să fie sfânt. Să nu vă întoarceți spre idoli. Să nu vă faceți Dumnezei turnați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Acum, națiunile idolatre, toate națiunile au idolatre, au politeiste. Toate aceste națiuni politeiste aveau reguli de etică și de morală. La fel de bune ca ale evreilor, uneori chiar superioare. Indiscutabil, atât sumerienii cât și egiptenii puteau să dea lecții de etică evreilor și erau mult mai moral decât evrei în foarte multe aspecte ale vieții. În cele mai multe aspecte ale vieții. Dar se închinau la idoli. Așadar, aici apare o problemă. Acești închinători la idol nu sunt sfinți. Sunt blestemați, de fapt, în care nu trebuie nimiciți. Însă, poporului se cere să fie sfânt și deci sfințenia nu constă, nu este definită în primul rând de norme etice, ci este definită de alte norme. Ce definește sfințirea? Sunt mai multe reguli pentru jertfe și așa mai departe. Vreau însă să citesc trei versete. Începe versetul 19, să păziți legile mele. Să nu împreunați vite de două soiuri deosebite, să nu semini în ogorul tău două feluri de semințe, să nu porți o haină țesută din două feluri de fire. Ce vreau să spun este că aici nu pot spune că e ceva ceremonial. Mai degrabă este o anumită concepție despre natură. Este acea concepție despre natură care o numim astăzi creaționism. Creaționismul nu este concepția care consideră că Dumnezeu e creator pur și simplu. Cineva poate să nu fie un creaționist și să creadă că Dumnezeu e creator. Cineva poate să nu fie ateu și să nu fie nici creaționist. Creaționismul are un ism la urmă. Ismul acesta înseamnă o anumită ideologie, o anumită concepție sectară, îngustă. Creaționismul consideră că în Geneza avem o descriere a naturii și a actului creației așa cum a fost făcut în mod literar. Deci creaționistul nu ia Geneza ca pe o alegorie cu privire la condiția umană sau ca pe un mit, ci o ia ca pe o descriere științifică a naturii. De asemenea, pentru că aceasta era, bineînțeles, și concepția iudeului, în perioada celui de-al doilea templu, din care vin aceste porunci, v-ați spune ceva, vin din timpul lui Moise, nu vin din timpul lui Moise. Aceste porunci au fost scrise de rabini în timpul celui de-al doilea templu și toate sunt puse pe seama lui Moise, spune că Moise le-a primit de la Dumnezeu, da? Te îndoiești că Dumnezeu poate da porunci atât de absurde, în același timp, Moise n-avea cum să dea porunci pentru o societate care la data aceea nu exista încă. Israel fiind o societate tribală de nomazi pe timpul lui Moise. Dar ideea este că societatea trebuie să se alinieze cu natura, cu universul, cu legile universului. Și asta face ca în timpul nostru mult să considere că mult din poruncile Vechiului Testament, chiar dacă nu se aplică în timpul nostru, exprimă un ideal și exprimă starea naturală a lucrurilor. Deci, de ce să nu amesteci două, de ce să nu înjugi un bou cu un măgar? De ce să nu... Acum înțeleg că se cam chinuie bietele animale, dar aici este vorba de un păcat, de ce a poruncit de Dumnezeu. De ce Dumnezeu atât de preocupat să nu pui două feluri de semințe în același ogor sau să nu porți două feluri de țesătură în haina ta? Și aș vrea să spun că sunt multe raționalizări, dar nu mentez niciuna dintre ele. Vreau să spun că asta este sfințirea. Un om sfânt
este preocupat de detalii neirelevante moral și etic, care însă îl deosebesc de ceilalți. Deci dacă egipteanul și sumereanul sunt la fel de buni sau poate mai buni în a fi cinstiți, în a se ține de cuvânt, în a-și respecta părinții, în a-și proteja soțiile, atunci de ce mai să noi sfinți, cu ce ne deosebim? Și ideea este că ai, trebuie ceva cu care să te deosebești și în cazul acesta nu pui două grâne și așa mai departe. Însă concepția care pleacă de la Geneza este că Geneza, citită cu mai multă atenție decât la suprafață, Geneza, de fapt, nu implică un proiect de creație ex nihilo. Noțiunea de creație ex nihilo vine de la greci, nu vine de la evrei. Însă noi am teologizat Geneza începând din primele secole creștine și am văzut aici o creație ex nihilo, o declarație ontologică de ce există ceea ce există, dar Geneza nu se ocupă de natura existenței, nu pune întrebări ontologice. De ce există ceva mai degrabă decât nimic? Asta fiind întrebarea fundamentală a ontologiei, care se baza existenței. Geneza, de fapt, spune pământul era pustiu și gol, da, la început. Și merge mai departe, ceva ce Dumnezeu desparte. Și actul creației este un act de despărțire. Dumnezeu desparte apa de pământ, desparte pământul de cer, Dumnezeu desparte, mă rog, bărbatul de femeie sau femeia din bărbat, Dumnezeu desparte pe evrei de restul omenirii. Toate sunt niște acte de despărțire și despărțire semnează sfințire. Deci sunt niște lucruri pe care Dumnezeu l-a despărțit și omul nu trebuie să le amestece, nu trebuie să amestece grâne, nu trebuie să amestece bou cu măgar, nu trebuie să amestece țesături, pentru că asta strică ordinea naturii, aduce confuzie. Și în principal, una dintre preocupările, aici mă întorc la sfinții care violează și profită de femei sau de minori, băieți sau fete, mă rog, aici este equal opportunity, se pare, sunt și sfinții corecți politici aici, ceea ce caracterizează în mod special este teama de a nu se confunda rolul bărbatului și al femeii. Pentru că ideea este că trebuie să păstrezi cosmosul în stare de funcționare. Și dacă se amestecă grâne sau se amestecă animale sau se amestecă țesături, dar mai ales dacă se amestecă rolurile bărbatului și a femeii, poartă aceeași îmbrăcăminte, au aceleași roluri, atunci lumea se duce de râpă. Totul s-a prăbușit. Este un concept care are rădăcini adânci în mentalitatea populară. Însă, interesant că de aici mergem mai departe. La această definiție a sfințirii, mergem mai departe la faptul că există și lucruri rele pe lume și ce face un sfânt în asemenea situație. Deci suntem la versetul 20. Când un om, adică un bărbat, se va culca cu o femeie, roabă logodită cu un alt bărbat și a n-a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiți amândoi, dar nu pedepsiți cu moartea pentru că ea nu este slobotă, el să aducă Domnului pentru vina lui, la ușa cortului întâlnirii, un berbece ca jertfă pentru vină. Aș vrea să spun că textul acesta este puțin confuz și noi, deja de la început, Vulgata, în traducerea lui, a fost influențat de concepții mai umaniste și mai creștine de dreptate decât Vechiul Testament. Dar rabinii ne spun adevărul în Mishna, în interpretarea Torei și chiar și sintaxa textului indică că e vorba de altceva. Ideea este că dacă un bărbat se culcă cu o sclavă, un bărbat liber se culcă cu o sclavă care a fost promisă cuiva să fie logodită. Deci în ce situație poate fi o femeie sclavă? Există două situații în Israel. Una că este o cananită și este sclavă. Este proprietatea stăpânului ei. A doua că este o fată de evrei pe care părinții au vândut-o. Și dacă au vândut-o, ea nu are voie să iasă liberă după în anul al șaptelea, cum ies bărbații, ci trebuie să rămână a stăpânului ei. Dacă stăpânul vrea să o dea fiul ei sau unui sclav, are tot dreptul să o dea. Dar dacă stăpânul nu vrea să o dea unui sclav și nu vrea să o dea niciunui fiu și nu mai vrea să o țină, se pare, părinții au dreptul să o răscumpere sau oricine altcineva are voie să o răscumpere. Și acum se întâmplă o situație anume că ea este logotită, ni se spune, deci a fost promisă cuiva, cineva încearcă să o cumpere.
dar n-a plătit încă tot prețul. Așa că fata este și liberă și slobodă. Adică nu este slobodă, este altuia, să fie clar. Deci, ea este cumva la jumatea drumului. Stăpânul ei a vândut-o, a pus-o la vânzare. Cineva a plătit jumate din preț, dar n-a plătit încă tot prețul. Și această sclavă este violată sau poate are un act consimțit cu cel care vrea să o cumpere sau cu altcineva. N-are importanță. Ce se întâmplă? Ce ne spune textul este că trebuie să avem loc o investigație. Și ceea ce nu apare în traducerea română este că dacă femeia e găsită vinovată, trebuie să fie biciuită. Dar bărbatul să nu fie pedepsit, pentru că ea este o sclavă. Și aici pare monstruos, deci aș vrea să spun textul e mai clar în original decât în traducerile moderne. King James traduce destul de corect aici, spune ea să fie biciuită și să nu fie pedepsită. Acum cum să fie biciuită? Pedeapsa pentru o femeie era 40 de lovituri. În cazul unui bărbat erau 40 de lovituri fără unul, ca nu cumva să moară. O femeie putea să fie biciuită cu 40 de lovituri. Vei spune, pe cum că femeia e mai fragilă decât bărbatul. Asta n-are importanță. Femeia este inferioară bărbatului. În concepția biblică, femeia este inferioară. Și ca tare poate să primească 40 de bice. Era bătută cu biciul cu care se băteau boi. Destul de brutal. Deci dacă femeia a consimțit, era biciuită. Probabil că dacă nu consimțise și fusese violată, nu era biciuită. Dar îi se pierdea ceva din valoare. Așa că bărbatul nu era pedepsit nici cu biciul, nici cu moartea. Dar trebuia să plătească o despăgubire stăpânului și trebuia să aducă un berbece la ușa cortului întâlnirii, ca jertfă. Acum, ce observăm aici este că femeia nu contează. Femeia nu poate, nu aduce un berbece. Și nu aduce un berbece pentru că ea nu este o persoană. Pentru că e sclavă și pentru că e femeie. Bărbatul este cel care aduce berbece. Dar bărbatul nu-i pedepsit, fiindcă e sclavă. Ea nu este o persoană. Și ea este biciuită. Dacă a consimțit cu 40 de lovituri, repet, se putea muri din 40 de lovituri. Biciul cu care băteai boii era destul de greu, cred, pe spatele bietei femei. Dacă a fost violată, așa cum am spus, bărbatul nu avea nicio pedeapsă. Însă, explică un rabin că Dumnezeu nu i-a făcut pe bărbat și pe femeie egal. Și spune acest rabin, interpretarea textului, că bărbatul nu primește 40 de bice ca femeia și nici femeia n-aduce jertfă ca bărbatul. Este diferență între bărbat și femeie. Acum, mi se părea o concepție monstruoasă și mi se pare, însă nu-i judec. Este un ev barbar. Este un veac întunecat, să zic. Ăsta este Israelul în perioada post-exilică. Lucrul care poate fi condamnat este că rabinii pretind că au aceste porunci de la Dumnezeu și fac de ele un absolut. Ca tare, orice revoluție s-ar încerca este împotriva ordinii divine, ordinii lăsate de Dumnezeu. Și lucru și mai monstruos este faptul că în timpul nostru asemenea concepții sunt absolutizate. Și mulți oameni consideră că asta este ordine divină. Și aici este concepția despre femeie și bărbat. Am cunoscut și eu câțiva predatori sexuali, pastori. Sunt mai multe cazuri decât se pare, la prima vedere. Și am observat că toți predatorii sexuali, la fel ca pe Pim sau ca alții, au venit cu berbecele la ușa cortului. Adică berbecele la ușa cortului, în versiunea creștină, este m-am rugat lui Iisus și Iisus m-a iertat. M-am încrezut în mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și aici este aspectul monstruos. Fiindcă când citesc că în Vechiul Testament bărbatul trebuia să facă un berbec la ușa cortului în timp ce femeia era biciuită, mi se pare monstruos. Dar în timpul nostru, pastorul sau conducătorul religios respectiv se împacă cu Dumnezeu, aduce jertfa lui Iisus ca berbece la curtea cortului, mă rog, berbecele spiritual, aduce pe Iisus, jertfa lui Iisus, își mărturisește păcatele, numele jertfei lui Iisus. Însă, în ambele cazuri, femeia este ignorată. Omul nu a greșit față de femeie cu nimica. Când a sedus-o, a pus-o în această situație. N-are nicio problemă cu asta. La fel ca
Israelitul vechi care aduce berbecile și merge mai departe cu viața lui, Sfântul modern, săracul lui Iisus îl ierte și merge mai departe. Eu cred în îndreptățirea prin credință. Dar nu există niciun fel de remușcare pentru că a făcut rău femeia respectivă. În cazul lui Pipim, e foarte interesant, s-a vorbit despre căderea omului lui Dumnezeu, despre har, despre iertare, despre continuarea lucrării, dar nimeni nu vorbește despre femeile pe care le-a lăsat în urmă și ce se întâmplă cu ele. Acestea sunt mai degrabă considerate oarecum vinovate, pentru că uite că au creat această situație că omul lui Dumnezeu a căzut, cum a făcut Bașeba pentru David. Ea e vinovată, bineînțeles, că David a făcut ce a făcut. La fel, în cazul din România, a fost o indignare puternică împotriva unor femei care n-au putut să țină gura și au început să se plângă fără niciun mic de rușine de omul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ele nu contează oricum. Sentimentele femeii nu contează. Aceasta este ordine lăsată de la creațiune, că femeia a fost făcută pentru bărbat și femeia a fost subordonată bărbatului, așa că contează dorințele bărbatului, voința bărbatului. Și mai ales în cazul sfinților. Sfinții sunt persoane foarte absorbite de ei înșiși. Sunt foarte egocentrici, foarte egoiști, sunt mai preocupați de ei înșiși. Sfinții sunt oamenii cei mai egoiști pe care îi poți întâlni în lume, pentru că ei sunt foarte preocupați de sfințenia lor, nu de semenilor. Și dacă fac ceva bine pentru semeni, este fiindcă vor să fie sfinți, nu pentru că le pasă de semeni. Și sfântul respectiv, preocupat de sfințenia lui, își rezolvă problema cu Dumnezeu. Sentimentele lui contează, el trăiește drama. Da, a căzut omul lui Dumnezeu și îl doare și plânge și l-a uită la el cu admirație, uite, este ca David și uite cum se pocăiește, uite cum suferă și uite, se ridică să-și continue lucrarea. Femeia este ceva inconvenient acolo. Este un accident, un bolovan pus în drum care trebuie dat la o parte. Ideea este foarte clar de origine vechi testamentară și ține de natura sfințirii. Vă povestesc un film, în încheiere. Poate l-ați văzut, Unforgiven, cu Clint Eastwood. Despre ce este vorba? Undeva în Missouri, pe la sfârșitul secolului XIX, la un bordel, doi cowboy, o taie pe o prostituată cu cuțitul. Și vine șeriful, care un șerif jucat de Gene Hackman, care este o aluzie la John Wayne, o demitizare a rolului lui John Wayne. Șeriful care reprezintă prin excelență valorile comunității și ordinea și legile comunității și îl face o investigație scurtă, îl întreabă pe proprietarul bordelului și al cârciumii, al restaurantului respectiv, care e pietrea ta și spune, uite, ca un calc pe care nu mai poți folosi. Atunci cowboy trebuie până anul viitor să-i aducă acestuia câțiva cai. Dar fiindcă sunt băieți buni, îi aduc și fetei, un cal sau doi, nu mai țin minte, filmul l-am văzut de mult. Cert este că prostituatele din bordel apelează la un killer plătit și filmurile continuă după logica filmelor cu Clint Eastwood. Dacă l-ați văzut, vă puteți da seama, dacă știți cine e Clint Eastwood și ce filme, ce tip de western-uri a jucat. Dar aș vrea să analizez puțin aici ideea, pentru că Clint Eastwood a făcut un film formidabil din alt punct de vedere. În ce sens? Orașul știe că prostituatele au tocmit un hired gun, un killer plătit. Dar nu le pedepsesc. Câteva palme, atâta tot, mai mult nu. Pentru că ele nu sunt persoane. Așa cum nu este nevoie să satisfacă demnitatea femeii rănite, ea nu are. Ei consideră doar proprietatea timpului ei, la fel nici măcar nu le bagă să niciodată ca să le pedepsească. Ideea este că această ordine, această lege, și este sfântă și bazată pe Vechiul Testament, bineînțeles, dar dreptatea trebuie să vină de undeva din afara sistemului. Și cumva acest film mi-aduce aminte de ce se întâmplă în anumite biserici creștine, sfinte. Acolo fiind în Missouri, un orășel foarte conservator și foarte bine închegat și foarte ascultător de lege și de șeriful lui, inclusiv bordelul și prostituatele sunt o condiție ca ordinea să se păstreze mai departe, adică sunt sub papa de fulare, să zic așa.
în comunitățile de sfinți e același sentiment. Anume, femeia nu contează. S-a întâmplat. Dar nu te apuca să ataci omul lui Dumnezeu, că omul are cădere, că poate să cadă și se ridică. Dar el contează. Femeia nu contează. Ori aici este o anumită ordine a naturii. Pentru că cei care gândesc așa, chiar dacă cred că legile Vechiului Testament nu se mai aplică, din punct de vedere civil, ei cred că ordinea naturii descrisă în Vechiul Testament, începând de la Geneza și continuând cu Exodul, Leviticul și așa mai departe, este adevăr ordinea lăsată de Dumnezeu. Și când consider că aceasta e ordinea lăsată de Dumnezeu, gândești în acest fel. Vrei să fii sfânt? Vrei să fii după rânduiala lăsată de Dumnezeu? După lege. În același timp, judeci lucrurile după această ordine și chiar dacă nu mergi până acolo să nu se, că nu semeni două feluri de sămânțe, să zic, două feluri de flori în grădina ta. Nu vreau să troloiesc acum o creștină care ține o grădină și seamănă mai multe flori în grădină, mai multe feluri de flori, pentru că ai putea pe o astfel de femeie să faci să renunțe la acea diversitate din grădină, să cultive numai un singur fel de floare sau în grădină o singură cultură și așa mai departe. Oamenii nu gândesc, în general, și nu merg până la capăt în aplicarea acestor învățături, dar dacă cineva ar vrea să o facă, ar putea crea aici niște probleme. Însă ce vreau să spun este că concepția despre femeie este aceea că e mai puțin decât o persoană. Și ca atare nu ai obligațiile pe care ai față de o persoană. Un sfânt poate greși față de o femeie, dar n-a greșit față de o persoană, n-a greșit față de egalul lui. El este undeva deasupra. Și ca atare, fata respectivă sau femeia respectivă să tacă din gură, fiindcă Sfântul trebuie să-și urmeze lucrarea lui. Această mentalitate am întâlnit-o, din păcate. Foarte, foarte des am văzut-o și în experiență personală și la știri, asemenea situație a apărut iarăși și iarăși. Și ne pune în fața unei dileme, unei probleme. Anume, dacă noi înțelegem cu adevărat care este natura sfințeniei și dacă sfințenia este un ideal de dorit, dacă n-ar fi mai bine să căutăm oameni cinstiți și integri decât să fim sfinți, fiindcă ai de ales între sfințenie și integritate, cele două nu se împacă. Sfinții sunt egoiști, sunt necinstiți, înșeală, fac multe lucruri rele. Pentru că toată energia lor este dedicată să-și păstreze sfințenia. Oamenii integri, oamenii morali, oamenii buni, n-au timp să fie sfinți. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!